Astăzi vreau să-ți arăt un kit super special de la Road care include un device audio numit Roadcaster Duo. O soluție all-in one cu înregistrare și procesare live a sunetului, două microfoane, două brațe de microfon două perechi de căști și două cabluri XLR calitate premium. Așa că dacă te-ai decis în primul rând să-ți faci un podcast de la A la Z, să faci streaming live, să ai un sunet de calitate în ședințele tale online sau pur și simplu îți trebuie un setup cu care să faci înregistrări de calitate pentru că ești creator de conținut, rămâi cu mine ca să-ți dau mai multe detalii despre acest kit super util, șmecher și zic eu la un raport calitate-preț foarte bun pentru tot ceea ce oferă. Hai să începem cu Roadcaster 2, care poate fi folosit în două moduri, atât conectat la un PC, MacBook sau laptop, cât și independent, adică nu trebuie să fii conectat obligatoriu la un computer atunci când înregistrezi. Trebuie doar o priză în apropiere ca să-l poți alimenta cu energie. Acest device poate salva înregistrările pe un card micro SD pe care va trebui să-l cumperi separat, așa că dacă invitatul nu poate veni la tine în studio, te poți duce tu cu tot acest kit în orice altă locație și poți înregistra acolo interviul sau podcastul. Iar pentru situația în care îl ții conectat la un calculator, poți face înregistrare audio direct în softul tău preferat, oricare ar fi acela. Un mare beneficiu atunci când înregistrezi cu Roadcaster Duo direct pe cardul SD este faptul că acest device este capabil să înregistreze fișiere separate pentru fiecare microfon sau sursă de intrare a sunetului. Deci concret, după ce ai înregistrat cu ajutorul softului de la Rode pe care ți-l instalezi, în momentul în care transferi din Roadcaster Duo înregistrările, poți alege să transferi separat sunetul de la microfonul invitatului, de la microfonul tău, poate ai avut și muzică pe fundal sau efecte sonore și le vrei și pe acelea separat, deci ai flexibilitate maximă. Nu mai zic și de faptul că ai conexiune Bluetooth integrată, deci dacă în timpul podcastului vrei o convorbire telefonică cu al treilea invitat, acesta se va auzi direct în căști, atât la tine cât și la invitatul din fața ta și poți controla toate volumele așa cum dorești cu aceste fadere. Iar la final ai separat și înregistrarea de pe conexiunea Bluetooth, așa că ai control total asupra înregistrărilor. Plus de asta o să-ți arăt și că poți să adaugi procesare live pe microfoane cu ajutorul tehnologiei Apex, iar la final, când transferi materiale, Roadcaster Duo îți va transfera și un fișier cu înregistrarea brută, neprocesată. Așa că, în cazul în care simți că nu ți-a plăcut procesarea direct din Roadcaster Duo, poți procesa tu separat sunetul cu ce soft dorești tu. Hai să ne uităm puțin la exteriorul lui Roadcaster Duo. În primul rând are un ecran mare cu touch de 5,5 inch care funcționează și răspunde foarte bine atunci când îl atingi. Tot ce vrei să configurezi pe acest device este accesibil prin acest touchscreen sau pur și simplu prin softul dedicat Road Central, care practic este o oglindă a acestui ecran de pe Roadcaster Duo. Când vrei să începi înregistrarea, de exemplu, apeși aici pe rec și Gata, din acest moment înregistrez direct pe card, iar imediat în dreapta mi arată că pot să înregistrez mai mult de 12 ore. În rest, fiecare din căile audio apare aici pe ecran. În total poți configura 4 căi fizice și încă 3 virtuale, deci 7 în total. Vezi foarte clar volumele de la fiecare canal în parte. De exemplu, acum vorbesc în microfonul de pe canalul 1 și mi apare acest vumetru aici în funcție de cât de tare vorbesc. Iar pe partea dreaptă am aceste efecte speciale. Ele sunt atribuite acestor butoane fizice pătrate de aici, aceste paduri smart, așa se numesc ele, și nu sunt doar 6 efecte, asta este pagina 1, apoi mă pot duce în dreapta, mai am 6 efecte, mai apăs o dată dreapta și mai am încă patru efecte presetate cu care o să ne jucăm puțin mai târziu. În dreapta ecranului sunt trei butoane rotative, cele mici de sus controlează volumele din căști, adică volumul tău și al invitatului, de exemplu, iar acesta mai mare controlează volumul în difuzoare, dacă asculți muzică, de exemplu. După cum vezi, toate butoanele fizice au LED-uri colorate RGB, arată super mișto și îmi place atenția la detalii. Uite, de exemplu, la volumul pentru căști când este la zero, nu este iluminat. Dar pe măsură ce măresc volumul, butonul la bază începe să se coloreze de jur în prejur și asta se întâmplă și la volumul din căștile invitatului. Mă rog, sunt niște detalii care, din punctul meu de vedere, adaugă valoarea acestui produs. Toată experiența, toată interacțiunea cu el devine una foarte plăcută și simți că te joci cu un device foarte bine făcut. Cea mai mare parte de pe Roadcaster Duo ocupă cele patru fadere care controlează volumele. Sunt făcute foarte fine, se mișcă foarte fluid și se simte că sunt făcute din materiale rezistente. Fiecare canal poate fi pus pe mut oricând sau pe solo, adică vei auzi doar un canal specific în căști dacă dorești. Deci niște lucruri foarte folositoare din punctul meu de vedere. Pe partea din față avem o intrare de mufă jack pentru căști, iar în spate, de la stânga la dreapta, avem următoarele. Butonul de on-off, și un USB-C pentru alimentarea device-ului direct din priză printr-un transformator, portul pentru rețea pe care eu nu prea cred că o să-l folosești pentru că Roadcaster 2 știe să se conecteze direct la Wi-Fi, un lucru foarte util pentru că vei putea face update de soft wireless. Mai departe avem slotul pentru card microSD, îți recomand să folosești un card V30 ca să fie destul de rapid să nu se încălzească sau să ți se întrerupă înregistrarea când nu te aștepți pentru că, așa cum spuneam, acest device înregistrează track mai multe, adică de pe mai multe căi, simultan și folosește o viteză de scriere mare, așa că nu cred că ți-ai dori ca în timpul unui podcast să ți se întrerupă înregistrarea, pentru că pur și simplu nu o să remarci exact momentul când s-a întâmplat asta și o să pierzi foarte mult timp, o să te frustrezi, o să se ducă tot vibe-ul podcastului, tot vibe-ul ăla bun al podcastului, o să încep să te frustrezi. Deci iați un card SD minim V30 ca să nu ai nicio problemă. Mai departe avem două mufe USB-C pentru conectivitate cu computerul tău, pentru a putea folosi softul Road Central și pentru transferul fișierelor. Două ieșiri de 3,5 mm pentru monitorizare în căști, două ieșiri pentru difuzoare și alte două intrări XLR pentru microfoane sau instrumente muzicale. Concret, vei putea conecta cele două microfoane care vin în acest kit direct prin XLR la Roadcaster Duo. Cea mai tare chestie la Roadcaster 2 mi se pare procesarea live a sunetului. Dacă, de exemplu, ai atribuit microfonul 1 la canalul 1, ai acest buton deasupra pe care dacă la apeși vei putea configura o grămadă de lucruri. Ai un astfel de buton la fiecare canal în parte. În primul rând, poți alege tipul microfonului sau chiar modelul pe care l-ai conectat la acest canal. În cazul meu am conectat Rode PodMic, care este și selectat în momentul de față. Pot ajusta volumul de intrare pentru microfon cu plus și cu minus, iar în partea dreaptă am aceste preseturi pentru procesare. Neutral este cel mai puțin procesat, urmat de Podcast Studio și de Broadcast, care este cel mai procesat dintre toate. Și bineînțeles, îți poți salva tu propriile preseturi și le poți da un nume aici în listă. Un lucru care merită neapărat amintit este că vei putea conecta anumite modele mai noi de microfoane wireless de la Rode, cum ar fi de exemplu Rode Wireless Pro, Wireless Go Mark II sau Wireless Mi. Dacă vrei și mai mult control și ai ceva experiență în procesarea audio, Roadcaster Duo îți permite să controlezi individual efecte precum compresie în timp real cu tot felul de ajustări, astfel încât sunetul să aibă acel efect specific de radio, ai de asemenea la dispoziție un egalizator, un exciter, foarte important și acesta pentru dinamica sunetului, High Pass Filter pentru reducerea frecvențelor joase sau înalte de pe voce, de -esser și Noise Gate, efecte pentru cei puțin mai avansați, dar cu siguranță nu chiar atât de complicate încât să nu le poți înțelege în timp odată ce te familiarizezi cu ele. Eu îți recomand să le testezi, să vezi fiecare efect ce poate să facă și cum poate schimba sunetul și vocea ta. Nu poți să strici nimic pe Roadcaster Duo în cazul în care, să zicem, mai da ceva setări peste cap, oricând te poți întoarce la setările din fabrică. Deci experimentează pentru că doar așa poți să înveți singur o grămadă de chestii pe care după aia nu le mai uiți. Uite de exemplu, tot acest clip a fost înregistrat până acum cu procesarea live activată. Iar acum am comutat pe sunetul brut, neprocesat așa cum este el înregistrat direct din microfonul pe care urmează să ți-l prezint. Partea asta de procesare live este extrem, extrem de utilă când faci streaming sau când ai conferințe audio pe Skype, Zoom, Google Meet și așa mai departe. Vocea ta va ieși cu siguranță în evidență într-un mod pozitiv datorită procesării în timp real pe care ți-o poate oferi Roadcaster Duo. Iar pentru podcast, mai ales dacă vrei să câștigi timp cu procesarea sunetului, în special dacă încă ești începător, poți folosi lejer una dintre procesările presetate, Neutral, podcast sau broadcast, și sunetul va fi mult mai bun decât dacă l-ai lăsat brut. Iar la partea de efecte sonore în timp real, folosind aceste șase butoane din dreapta și mergând dintr-o pagină în alta, poți activa efecte precum. Dar. Poți modifica vocea ta și în timp ce vorbești la microfon. Asta mai mult pentru streamer care creează și entertainment, pentru că nu poți vorbi cu șeful tău pe Zoom sau Skype. Folosind vocea asta, de exemplu, pentru că probabil ar fi ultima ta ședință pe Skype sau Zoom. Șeful tău ar urma să zică ceva de genul. Cristi, te rog frumos de. de fapt nu, fără te rog frumos. Cristi, ieși! afară. Bine, pot să vorbesc și ca un robot mai mare. Sau ca un monstru care vine și te atacă pe sub pat. Iar ăsta e... este un robot mai mic. Cam așa sună. Toate sunt fanii. A, și uite, altă chestie. De exemplu, dacă invitatul spune o glumă slabă, poți să-l iei la mișto băgând sunetul ăsta. Sau poate spune o glumă foarte mișto și atunci îi bagi niște aplauze sau chiar muzică? <sus> nu mă pot sătura de efectele astea. Toate aceste efecte pe care le-ai auzit le poți înlocui cu altele dacă nu-ți plac prin intermediul aplicației Road Central. Și dacă-ți-a plăcut clipul până acum, dai-te rog un like pentru că ne ajută foarte mult. Cele două perechi de căști pe care le vei primi în pachet se numesc Road NTH100. Sunt căști over the ear, adică practic urechile stau în aceste cavități mari nefiind presate și plus de asta atât bureții lateral cât și cel de deasupra care apasă pe cap sunt foarte moi și plăcuți la atingere. Deci dacă înregistrezi un podcast sau faci streaming, căștile pot fi purtate pentru perioade lungi de timp pentru că sunt foarte confortabile. De fapt, stai că ți-arăt cât de confortabile sunt. Sunt super confortabile. Dar n-am cum să-ți demonstrez, trebuie să le încerci. Poți să le ajustezi ușor după mărimea capului tău și un lucru care îmi place foarte mult este că fiecare cască se poate roti cu câteva grade individual ca să preia exact forma capului tău. Cablul poate fi conectat pe oricare dintre părți și are un sistem de blocaj a mufei, adică împingi și răsucești. De sunet, efectiv, nu am ce să comentez. Este clar, este puternic. Nu distorsionează la volum mare, oferă un sunet neutru perfect pentru cei care monitorizează și editează sunet, iar asta este un lucru foarte important, după părerea mea. Sunt căști care o să te țină ani de zile fără probleme. Și încă un detaliu care poate pentru unii o să conteze. Eu, de exemplu, port ochelari. Am încercat mai multe căști și, din păcate, în momentul în care stau peste rama de la ochelari, după o anumită perioadă de timp, devin destul de inconfortabile. Nu și acestea. Deci, trebuie să le încerci neapărat, ai încredere în ce spun, pentru că sunt mega confortabile. Spuneam că vei primi în pachet și două microfoane, modelul este Rode PodMic. Acest tip de microfon este dinamic, cardioid și vreau să ți explic de ce acest cardioid este important pentru podcast și pentru înregistrări făcute în diverse încăperi, mici sau mari. Problema principală atunci când înregistrezi într-o încăpere este reverberația. Unii spun ecou, dar termenul mai potrivit este reverberație. Ecoul se produce atunci când pereții din jurul nostru sunt la minim 8-9 metri față de noi, adică în încăperi mai mari sau chiar afară, printre blocuri. Sigur ai experimentat chestia asta. Reverberația, în schimb, se produce în spații mici, cum este și această cameră, unde sunt eu acum, unde a trebuit să-mi pun panouri fonoabsorbante, le vezi acolo pe perete în spate, ca să diminuez aceste reverberații când înregistrez, dar chiar și așa reverberația este încă prezentă, așa că întotdeauna, alegerea cea mai potrivită pentru tine dacă vrei să diminuezi reverberațiile într-o încăpere este să alegi microfoane cardioid. Acestea captează sunetul din față și din lateral și resping sunetele venite din spatele microfonului, deci practic diminuează anumite reverberații care sunt de fapt sunete reflectate de la pereții din jurul nostru. Și încă un aspect foarte important, cu cât vei sta mai aproape de microfoanele cardioid, cu atât mai bine și mai clar se va înregistra vocea ta, captând cu ușurință atât sunetele joase din voci, cât și pe cele înalte. Rode PodMic este un microfon foarte ok pentru podcast, pentru înregistrări, pentru live streaming, dacă îl folosești așa cum trebuie. Este solid, e din metal, poate fi ajustat cu ușurință, poate fi transportat cu ușurință, are conectivitate XLR, nu are nevoie de phantom power și are pop filter integrat. Acest filtru pop protejează practic microfonul când stai aproape de el și zici P sau T. Dar nu trebuie să exagerezi așa. P, T. Deci așa ceva nu se face. <laughs> Îți recomand să ții microfonul puțin pe lateral și nu chiar direct în fața ta, pentru că de fapt aerul din gura ta produce acele sunete deranjante la care nici filtrul pop nu face față la un microfon ca acesta. Deci, poți să stai aproape de el, dar nu vorbi direct în el. Iar acest microfon se potrivește perfect pe noul braț de microfon de la Rode, care este mult mai elegant decât prima versiune, are acest material de jur împrejur cu semnul Rode, are aceste prinderi pentru cablul XLR, arată mult mai bine așa, are articulații mai ferme, nu se mișcă cu una cu două, iar prinderea a primit și ea un upgrade cu mai mult cauciuc ca să nu strică masa când strânge menghina. În kit vei primi două brațe de microfon exact ca acesta. Dacă ar fi să rezum acest kit la o descriere cât mai scurtă, aș spune că reprezintă un fel de studio de producție audio pentru podcaster și creator de conținut. Ai totul la dispoziție ca să pornești un podcast. Pe bune! Să nu uităm că sunetul este pe locul 1 și echipamentul video este pe locul 2 la un podcast. Pentru că mulți oameni ascultă în căști, în mașină, când au tot felul de activități prin casă și așa mai departe. Deci partea audio este pe primul loc, este cea mai importantă, iar procesarea sunetului pe care acest device numit Roadcaster Duo ți-o oferă este un mare plus. device este complex, are foarte multe funcții și toate sunt făcute cu gândul la creator, să le ușureze producția, iar microfonul, brațul și căștile au o calitate foarte bună după părerea mea. În descriere găsești linkul către acest kit foarte ok ca și raport calitate-preț, încă o dată o spun. Nu uita să dai un like la video, eu sunt Cristi și ne vedem curând tot aici pe F64.